Drumul european E81, care face legătura între Zalău și Cluj, s-a surpat pe o porțiune de câțiva metri, iar pe marginea șoselei s-a creat o prăpastie uriașă. În imaginile filmate de colegii de la ziarul de Sălaș.ro se vede cum balustrada pe această zonă s-a desprins și stă suspendată, iar bucăți mari de asfalt s-au rupt și au căzut în prăpastie. Drumul dintre Zalău și Cluj o ia la bale de mai bine de un an. Oricând poate avea loc o nenorocire, pentru că pe zi ce trece groapa se adâncește tot mai mult. Până acum, singura soluție a autorităților a fost să monteze câțiva parapeți și să semnalizeze pericolul. Oficialii Companiei Naționale de Administrare Infrastructurii rutiere s-au deplasat în luna iunie la Zalău pentru a vedea la fața locului cum a fost afectat drumul de alunecările de teren. La 2 luni de la vizită, problema a rămas nerezolvată. Prefectul de Sălaș, Florin Florian, susține că la ora actuală se lucrează la realizarea unor studii. Înainte de a identifica o soluție și de a începe o execuție, trebuie să fie făcute până la urmă investigațiile de teren. Și aici discutăm despre aceste studii geotehnice care acum se fac. Suntem în întocmirea proiectului tehnic. După ce vom avea proiectul tehnic în regim de urgență, se va face licitația, atribuirea de execuție acestor lucrări. Pentru intervenția la alunecările care există la intrarea în municipiul Zalău, lucrările vor începe în acest an, a declarat prefectul de Sălaș, Florin Florian.